CSU Filiaș s-a mobilizat exemplar pentru partida din Cupa României cu CSM Vâlcea găzduită ieri de stadionul Chimia din Ișalnița, însă toate eforturile făcute de jucătorii lui Gigi Ciurea nu au fost recompensate cu o calificare în 16-mile competiției. Gruparea din Zăvoi s-a impus cu scorul de 6-5 după executarea loviturilor de departajare. Scorul a fost egal 1-1 după ce Vâlcea a deschis scorul prin Pârvulescu cu o lovitură de cap, iar Fotescu a egalat în minutul 90 cu un șut de la 14 metri. Trebuie menționat că echipa din Filiaș a ratat în primele 90 de minute de joc și o lovitură de la 11 metri prin Neacșu, același care a ratat și penaltiul decisiv la loviturile de departajare. În ciuda eșecului, antrenorul grupării doljene Gigi Ciurea s-a arătat mulțumit de prestația jucătorilor săi. Fericit, echipa a jucat foarte bine. A fost un joc destul de disputat cu echipa Râmnicu Vâlcea, o echipă bună, o echipă care ne-au dominat mai mult, dar și noi le-am opus rezistență în care și noi puteam, dacă înscriam lovitura de la 11 metri în timpul jocului regulamentar, eu zic că câștigam jocul. Supărat pe Neacșu? Nu sunt supărat, de ce să supăr? Da, am avut o discuție cu el, i-am spus că îl pun al cincilea să bată, el a spus da, asta este, ce să facem. Antrenorul vâlcenilor, Ionel Gane, nu se aștepta să aibă un meci atât de greu cu Filiașul. Sincer, mă aștepta să trașem mai repede, să avem 2-3-0, adică să nu intrăm în prelungiri, pentru că duminică avem un meci important, dar când am văzut că am luat un gol în minutul 90, le-am spus să aibă încredere și indiferent că ajungem la penalti, cel mai important este să ne calificăm, să aducem o echipă de Liga 1 la Vâlcea. Asta e obiectivul. La echipa vâlceană a jucat ca titular fostul atacant al Craiovei, Mihai Dina, în timp ce Florin Costea a fost menajat și nu a stat nici măcar pe banca de rezerve. Echipa feminină de volei SCMU debutează mâine de la ora 18:30 în noul sezon competițional, cu doi antrenori noi pe banca tehnică, Daniel Săvoiu și Pușa Dina, care i-au înlocuit pe Alex Cosma și Adrian Popescu. Formația craiovană va înfrunta în deplasare echipa SCM Pitești în primul tur al Cupei României. Cei doi tehnicieni din Bănii au la dispoziție un lot restrâns format din numai 10 jucătoare. Mihaela Truță, Cojocaru Marina, Alina Gagea, George Roxana, Ana Iaxici, Matei Andreea, Irena Mișonova, Jessica Popovici, Ramona Postea și Adina Stanciu. În această primă fază a cupei, optim de finală, se joacă manșa unică, urmând ca în sferturi și semifinală să se joace tur-retur.